găsit! Urmărind această emisiune, vei afla mai multe despre scrierea funcțională. Ai fost pus în situația să scrii o cerere, o reclamație, o scrisoare sau un bilet? Dacă da, și ai avut dificultăți în respectarea regulilor de așezare în pagină, de selectare a formulelor impuse, această prezentare vine în sprijinul tău. Dar ce este scrierea funcțională? Este acel tip de comunicare în scris care asigură dialogul individului cu spațiul social. Cererea, scrisoarea, telegrama, invitația, afișul, cartea poștală sunt câteva exemple de scrieri funcționale. Acestea folosesc un limbaj concentrat, de cele mai multe ori standard. În scrierea funcțională ai în vedere patru aspecte de care trebuie să ții cont, și anume formula de adresare, conținutul, formula de încheiere, semnătura. Formula de adresare o stabilești în funcție de persoana căreia îi te adresezi. Dacă e o persoană oficială, folosești structuri de genul stimate domnule sau domnule. Chiar dacă te adresezi unei femei, denumirea profesiei va fi tot la masculin, doamnă doctor, doamnă primar. Dacă relațiile sunt mai puțin formale, te poți adresa și cu numele mic, dragă Maria, dragi colegi, iubită mamă. Unei instituții, firme, ne putem adresa menționând doar numele acesteia, după care adăugăm adresa. Și conținutul îl adaptăm la tipul de adresare. Voi reveni asupra acestui aspect în momentele următoare. Formula de încheiere este raportată la conținut. În cazul corespondenței administrative poți folosi cu stimă, cu respect, cu aleasă considerație. Iar pentru celelalte situații, în raport cu sentimentele tale, cu drag, cu dragoste, cu prețuire și, bineînțeles, semnătura. Limbajul scrierii funcționale impune folosirea de verbe la timpul prezent, utilizarea unui limbaj concis, respectarea formulelor standard, scrierea corectă și îngrijită. Invitația. Când ai scris ultima dată o invitație? Dacă nu, începe chiar acum. Adresează-te cuiva pe scurt și invită-l să participe la o activitate organizată cu un anumit prilej. Chiar dacă suntem într-o epocă a tehnologiei și a vitezei, e bine să păstrăm un tipar clasic în scrierea invitației. Avem formula de adresare, motivul, ziua, ora, adresa, semnătura. Toate scrise la locul potrivit. Cum ar fi dacă ar lipsi unele informații din invitație? În niciun caz data, ora și locul. O invitație oficială. Stimate domnule director, organizatorii serbării primăverii de la școala gimnazială numărul 12 Tulcea vă invită în ziua de 1 martie 2020 la ora 18 la activitatea dedicată anotimpului renașterii care va avea loc la Teatrul Jean Bar din Tulcea. La manifestare vor fi prezenți profesorii școlii, părinții elevilor și reprezentanții autorităților locale. Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră. Data, formula de încheiere și cine o trimite. Acest tip de scriere poate fi folosit și în cazul când inviți pe cineva să ia parte la o solemnitate, la o manifestare sau să se prezinte la sediul unei instituții. Dacă îți organizezi aniversarea sau onomastica, folosește un model ca acesta. Maria, te invit la ziua mea în 4 mai 2020, la ora 14, la locul de joacă Prichindel, strada Victoriei, numărul 18, Tulcea. Numărul de telefon
Formula de încheiere, semnătura. Nu uita să personalizezi. O formă de comunicare a esențialului la distanță este telegrama. Ai de trimis vești urgente și scurte? Folosește-o. E un alt exemplu de scriere funcțională. Ea are un conținut clar și concis, uneori renunțându-se la cuvintele de legătură. Poate să exprime emoții, sentimente, gânduri, atitudini și atunci, în funcție de acestea, avem telegrame de felicitare, de condoleanțe, de înștiințare, de răspuns și altele. Și are un tipar ce trebuie respectat. Destinatarul, mesajul, care elimină cuvintele mai puțin necesare, existând uneori exprimări eliptice, adică fără unele cuvinte. Acestea, din urmă, nu sunt recomandate atunci când sunt adresate oficialităților. Un exemplu. Destinatar, numele și adresa, mesajul și expeditor, numele și adresa. Ion Luca Caragiale le folosește deseori în schițele sale, generând comicul de limbaj, de situație, ba chiar a publicat în ziarul Universul. Iată un exemplu. Onor prim-ministru, București. Repet reclama telegram. Numărul petiționat parchetului. Procuror lipsește oraș mănăstire Maici Chef. Tremur viața mea. Nu mai putem merge ca fine. Facem responsabil guvern. Specific lui Caragiale pentru a ironiza moravurile vremii. Cererea este un alt tip de scriere funcțională, foarte des folosită. Prin intermediul ei te adresezi unei persoane cu atribuții oficiale, solicitându-i sprijin în rezolvarea unei probleme personale. Ea trebuie redactată pe o coală A4, marginea din stânga să aibă liber numai puțin de 2 cm pentru a fi îndosariată. Și structura unei cereri conține formula de adresare, numele, prenumele, statutul social și adresa, conținutul, propriu-zis, formular clar și concis, locul și data întocmirii cererii, semnătura solicitantului și în josul paginii cui se adresează cererea, precizând funcția celui solicitat și instituția pe care o conduce. Formula de adresare indică funcția celui căruia îi te adresezi și o scrii la 5-6 cm de la marginea de sus a paginii, pentru a lăsa loc formulării unui răspuns sau unei rezolvări, rezoluții. Cu alineat, începi primul enunț ce conține numele, prenumele, profesia, instituția, domiciliu. Apoi formulezi solicitarea scurt, clar și precis, cât și motivul ei. La 2-3 cm sub ultimul rând al textului, în stânga paginii scrii data întocmirii și în dreapta, în dreptul acesteia, semnătura. Pe ultimul rând, adaugi funcția celui căruia îi adresezi cererea și instituția pe care o conduce. De exemplu, domnule director, subsemnata Ionescu Maria, absolventă a școlii profesionale Tulcea, promoția 2017, domiciliată în Tulcea, strada Constructorilor, numărul 7, vă rog respectuos să binevoiți, am aprobat înscrierea la concursul de ocupare a postului de brodeză. Menționez că am o experiență de 2 ani în această profesie. Data, semnătura,
și cui adresez cererea? Domnului director al Cooperativei de Prestări Servicii Tulcea. Sau, domnule director, subsemnată Ionescu Maria, părintele elevului Ionescu Ion din clasa a 5-a, vă rog respectuos să binevoiți am aproba învoirea copilului meu în zilele de 14-16 februarie pentru a participa la concursul de șah care va avea loc la Sibiu. Menționez că practică șahul de 4 ani la Palatul Copiilor din Tulcea și a câștigat faza locală. Data, semnătura, persoana căreia te adresezi. Felicitarea. De ce scriem felicitări? Cu ce ocazii? Pe lângă ziua de naștere sau onomastică, cu prilejul obținerii unor performanțe, a reușitei la examen, la un concurs, există multe alte situații când poți scrie și trimite felicitări. Tema ei poate fi diferită. Totul e să apelezi la cât mai multă creativitate. Spune drept, când ai trimis ultima dată o felicitare? Nu e târziu nici acum să o faci. Vă propun să realizați, de exemplu, o felicitare tip semn de carte. De data aceasta nu ne referim la o scrisoare pierdută. Cândva, scrisorile erau singura metodă de comunicare între persoanele aflate la distanță. Ele conțin obligatoriu data și locul, formula de adresare, formula de încheiere, semnătura. Există mai multe tipuri de scrisori. Familiale, de afaceri, de felicitare, oficiale, reflexive și altele. Iată o scrisoare familială. Dragii mei părinți, încă din primele rânduri vreau să vă spun că am ajuns cu bine în tabără. Drumul până aici a fost plăcut, iar călătoria cu trenul m-a relaxat. Când am coborât din autocarul care ne-a luat de la gară, am rămas uimită de frumusețea locului așezării taberei. Avem căsuțe pentru locuit, iar activitățile le desfășurăm la plumb, dacă plouă. Din pat, admir panorama văii, cât și piscurile munților. Mâncarea este gustoasă, dar nu ca acasă. Pe vreme bună, mergem pe trasee turistice și ne bucurăm de tot ce ne oferă muntele. Chiar dacă este atât de frumos aici, tot mi-e dor de voi și de sora mea mai mică. Abia aștept să fim din nou împreună. Ne revedem pe 22 iulie, când mă întorc acasă cu acceleratul 233 la ora 22. Vă îmbrățișez cu toată dragostea, Maria. Și în dreapta sus, localitatea de unde a fost. Expediată, Bușteni, 10 iulie 2019. Atenție la semnele de punctuație și la estetica scrisului. Scrisoarea oficială. Data și formula de adresare. Domnule primar, ca urmare a declarației citate de presa locală în 15-12-2018, conform căreia în Tulcea începe, odată cu noul an, o acțiune de refacere a trotuarelor în cartierul E3, cu respectarea normelor europene, vă aducem la cunoștință următoarele. În cartierul nostru au fost puse borduri care nu pot fi trecute de mame cu londoul sau oamenii scaun cu rotile. Gurile de canal au rămas sub nivelul asfaltului și constituie un real pericol pentru șoferi. Lucrările de finisaj nu au fost făcute, în unele sectoare au rămas colțuri nepuse. Așteptăm răspunsul dumneavoastră, concretizat în remediarea aspectelor semnalate. Cu stima, Asociația de Locatari, numărul 23, Tulcea. Un alt
Timp de scrisoare. Vă adresez această scrisoare pentru a o recomanda pe în vederea angajării pe postul de. Am avut ocazia să o cunosc la interviu organizat pentru ocuparea postului X din unitatea noastră, ulterior devenim colegi. Lucrând în echipă un an, am avut posibilitatea de a cunoaște ritmul notabil al dezvoltării sale personale. Așa am observat cât de motivată, muncitoare și capabilă este persoana pe care o recomand. În cadrul departamentului a răspuns și de și a contribuit la câștigând experiență în domeniu. În cadrul proiectelor a dovedit abilitatea de a găsi cele mai bune soluții, dar și un înalt nivel de creativitate. Pentru stilul de lucru și tot ce am prezentat anterior, o recomand cu încredere pentru ocuparea postului. Ați înțeles, desigur, este o scrisoare de recomandare. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, scrisorile au fost înlocuite de telefoane, internet. Însă acest tip de scrisoare rămâne de actualitate. Scrisoare de intenție. Dar ce este? Este o scrisoare de motivație, de doar o pagină care arată interesul tău pentru un job și mai ales de ce ești potrivit pentru jobul respectiv. Accentul ar trebui pus pe abilitățile tale, pe acel bagaj de experiențe pe care îl poți aduce companiei și nu pe beneficiile pe care ai dori să le primești de la firma care te angajează. Câteva trăsături ale scrisorii de intenție. Ar trebui să fie pozitivă, clară, succintă și relevantă cerințelor jobului. Trebuie să respecte aceleași reguli de redactare ca acelea când scrie o scrisoare amicală, o scrisoare de felicitare sau o scrisoare de recomandare. Are scopul de a motiva și de a convinge cititorul pentru a fi chemat la interviu și pentru a afla mai multe detalii despre tine. Iată o formulare standard. Stimate domnule, doamnă, vă adresez această scrisoare de intenție ca răspuns la anunțul dumneavoastră pentru postul vacant pe care îl aveți în instituție. Am absolvit facultatea și consider că în anii de studenție am acumulat multe cunoștințe în domeniul normal. Aștept cu nerăbdare să pun în practică aceste cunoștințe combinate cu abilități utile domeniului și implicit jobului. Sunt o persoană cu aptitudini foarte bune dobândite în interesată în perfecționarea profesională în domeniu. Îmi doresc să am șansa de a lucra în compania dumneavoastră, unde aș putea să-mi pun în evidență capacitățile intelectuale și experiența acumulată pentru a îndeplini sarcinile și scopurile organizației, cât și pentru dezvoltarea carierei mele. Dacă veți considera că motivația și calificarea mea sunt oportune pentru obținerea unui loc în cadrul companiei dumneavoastră, sunt disponibilă în orice moment pentru a fi contactat în vederea discutării detaliilor unei posibile colaborări. Vă mulțumesc și semnătura. O scrisoare de intenție are rolul de a te diferenția de ceilalți care solicită același loc de muncă. De aceea, fii realist, optimist și original. Printre multe, multe altele. E bine de știut să nu depășești o pagină redactarea scrisorii de intenție, nu repeta informațiile din CV, încearcă să nu fii prea glumeț, nu flata recrutorul,
Nu te aștepta ca tool-ul de corectare să identifice toate erorile gramaticale? Nu uita să schimbi numele documentului. Așadar, încep cu motivul pentru care scrii angajatorului, locul, unde ai văzut anunțul și experiența ta. Dacă vrei să afli mai multe despre scrierea funcțională, accesează sursele următoare.